Primarul Sucevei Vasile Râmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir au descoperit deficiențe majore în lucrările de reparații pe strada Traian Vuia, una dintre arterele principale ale orașului. Conducerea primăriei a transmis un mesaj ferm către constructori. Lucrările de slabă calitate nu vor fi recepționate, iar firmele riscă să fie excluse din proiectele viitoare. Reparațiile pe Traian Vuia realizate de un subcontractor au fost aspru criticate după ce inspectorii primăriei au documentat numeroase neconformități. Primarul Vasile Râmbu a precizat că niciun ban public nu va fi plătit pentru lucrări nesatisfăcătoare. Aceste intervenții nu sunt recepționate și nici nu vor fi. Vom aduce asfaltatori din alte județe dacă e nevoie, dar cetățenii Sucevei vor beneficia de lucrări de calitate, a declarat primarul Râmbu. Viceprimarul Cușnir a completat că toleranța față de astfel de practici este zero. Mai mult, se ia în calcul introducerea unor echipe proprii pentru intervenții rapide. În cazuri grave, constructorii care nu se aliniază cerințelor vor primi certificate negative, ceea ce îi va exclude de la licitații publice viitoare